Bine v-am regăsit, oameni buni, la o nouă emisiune Perfectul Simplu. Este prea mic acest studio ca să fi putut să invit atâția oameni frumoși, pentru că avem nevoie de frumos, avem nevoie de bun, avem nevoie de speranță. Nu vom vorbi despre război în această seară, pentru că sunt convinsă că fiecare dintre noi suferă și cred că fiecare dintre noi lăcrimează de o săptămână încoace. Nu știm ce va fi, nu ne rămâne decât speranța, să sperăm că oamenilor care țin pământul în mâini, care și-au luat singuri puterea de a decide soarta lumii, acestor oameni le va veni mintea la cap și vor înceta acest război. În această seară vorbim despre noi. Și pentru că, așa cum v-am spus, acest studio este prea mic, nu mi-am putut permite să invit decât două doamne, două femei, de la care veți auzi povești adevărate, nefardate, nehialunorate. Da? Care sunt un exemplu pentru mine. Și am să încep cu un citat. Nu există nimic mai rar și mai frumos ca o femeie care este pur și simplu ea însăși, confortabilă cu ea însăși, în imperfecțiunea ei perfectă. Pentru mine, aceasta este însăși esența adevărată a frumuseții. A spus Steve Maraboli, este un bărbat tânăr, un bărbat care a lucrat în armată, care cunoaște și duritatea războiului, dar care cunoaște și frumusețea vieții și care a decis să devină un coach, să devină un consilier, un antrenor al minților și al sufletelor noastre. Steve Maraboli se numește și vă spun că are niște cărți minunate. Eu v-am citit o mică parte din gândirea lui și mă bucur atât de mult. Știți că am spus să spun la aproape fiecare emisiune să nu cădem în păcatul generalizării. Atunci când noi femeile suntem supărate pe bărbați sau bărbații sunt supărați pe femei. Ei bine, Steve Maraboli nu pare a fi supărat pe femei și iată ce frumos a spus în câteva cuvinte ce înseamnă esența adevărată a frumuseții, imperfecțiunea perfectă. M-a inspirat și în titlul emisiunii în această seară, Imperfectul Feminin, povești adevărate. Și cred că aceste cuvinte ale lui Steve Maraboli este de origine italian. De asta îl cheamă așa, are un nume amestecat, dar trăiește în Statele Unite ale Americii. Și cred că aceste cuvinte le definesc pe invitatele emisiunii din această, Perfectul Simplu din această seară. Perfectul Simplu. Am dat numele acestei emisiuni cu peste 10 ani în urmă. Și iată că parcă se potrivește cu toate. Corina Dașoveanu și Andreea Dumitrescu se numesc invitatele emisiunii și vrem împreună să vă dăruim o oră de bun, de frumos, de talent, de devotament, de putere, de vulnerabilitate, de perfect imperfect, de adevărat. Eu sper că vom reuși. Bună seara, Corina! Bună seara. Cum se autodefinește pe contul ei de Facebook, poet? Actor. Poetă și actriță. Poet și actor. Și așa am și trecut, dar tu ești... Eu am terminat litere. Litere? Ai predat? Ai fost la catedră? Da, da, da. Am predat în Slatina la Colegiul Național Ion Minulescu, 15 ani. Am fost profesor titular.
Cred că sunt unul dintre puținii profesori titulari care au demisionat la un moment dat. M-am îndreptat către altceva, către o afacere de familie. Și după un anumit timp m-am reangajat, lucrez acum în protecția copilului, sunt educator și în același timp sunt și actor, pentru că actoria este o pasiune foarte veche a mea, încă din liceu, și iată, am făcut câteva cursuri, deci sunt actor amator, dar am făcut câteva cursuri de actorie și joc în trei trupe. Ești actor amator, dar joci ca un actor profesionist. Andreea Dumitrescu. Bună seara. Când am făcut invitația, nici nu știam ce legătură este între Corina și Andreea. Abia în seara asta am aflat, când ne-am întâlnit aici, toate trei. Corina a fost profesoara Andrei la colegiul Ion Minulescu. Da. Și mai au un lucru în comun. Copiii au multe lucruri în comun. În primul rând, v-am spus, sunt un exemplu pentru mine. Au mai fost la emisiunea Perfectul Simplu. Și cred că deja cei care, și să știți, sunt mulți cei care ne privesc, au aflat câte ceva despre voi, dar în seara asta vom vorbi despre altceva decât despre profesie, deși vom atinge și acest subiect. Și legătura, punctul vostru comun sunt copiii. Copiii pe care spuneam la un moment dat despre Corina în prezentarea unei alte emisiuni, care are grijă de copii altora ca de proprii copii. Da. Și nu am exagerat cu nimic. Și Andreea are legătură cu copiii. Are acasă trei copii frumoși pe care îi salutăm în această seară și pe copiii tăi, pe Damian și Cezara. Damian și Cezara și copiii Andrei, Maria și Alexandru. Vă salutăm pe toți, așa cum îi salutăm pe toți în fața ecranului. Așa cum îi salutăm pe toți copiii și ne gândim la copiii din Ucraina și de pe toate fronturile și de pe toate continentele, care suferă de foame, care suferă din cauza războiului, care suferă din cauza oamenilor mari. Și fără vina lor. Și copiii care vin la tine la cabinetul stomatologic, Andreea. De obicei, un om mare stă mai, e mai emoționat decât un copil când ajunge pe scaunul tău de stomatolog? Se întâmplă, da. De multe ori adulții sunt foarte emoționați, de multe ori părinții care vin cu copiii au mai mari emoții decât ei, pentru că de fiecare dată când îi avem pacienți sau musafiri sau doar în vizită la noi la cabinet, încercăm să luăm totul ca o joacă, pentru că așa consider eu și am mers tot timpul pe această variantă de a le arăta că totul e o joacă, tocmai pentru a nu se speria și a încerca să ne apropiem foarte mult de ei. Și ei se prind în acest joc, unii foarte repede, alții un pic mai greu, dar cu foarte multă răbdare, însă părinții au întotdeauna emoții mai mari decât ei. Aveți un rol extrem de important. Adulții sunt deja formați și știți cum se spune că de la 20 până la 26 de ani caracterul este format și nu-i mai poți schimba. Voi aveți un rol extrem de important în viața copiilor pe care îi întâlniți întâmplător sau pe care îi întâlniți în fiecare zi, în viața copiilor voștri. Și nu știu dacă vi s-a adresat această întrebare, dar probabil că într-una din următoarele zile o să vă întrebe cineva, unul dintre copiii voștri sau unul dintre copiii de la direcție de acolo, da. Ce este războiul, mamă? De ce plâng oamenii? Ce răspuns le-ai dat? Nu știu, ți s-a adresat această întrebare deja? Da, nu este o întrebare care să fi fost adresată doar acum. Profesoară de română fiind, având
uite, ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, de exemplu, de Predat, le-am vorbit copiilor nu doar de războiul văzut în opera literară respectivă, ci de acest nenorocit de flagel care din când în când ne lovește. Și am fost extrem de uimită să văd că toți copiii sunt extrem de interesați, că le pasă. Eu am predat numai la liceu, într-adevăr, acum lucrez și cu copii mai mici și celor mai foarte, foarte mici nici nu prea putem să le spunem de acum. Într-un fel încercăm să-i apărăm, așa cum facem și cu copiii noștri atunci când sunt mici acasă, încercăm să-i ferim de lucruri care i-ar speria, așa cum a zis și Andreea, dar de lucrurile rele. Dar încet, încet, pentru a le face cunoscută viața sub toate aspectele, trebuie să le spunem și despre aceste lucruri. Și, da, le spunem adevărul copiilor. Asta trebuie să... Nu trebuie să, de la o anumită vârstă, atunci când ei încep să aibă discernământ, și mai ales în ceea ce privește ce se întâmplă în lume, în țară, toate aspectele sociale, economice, când ei încep să aibă în toate astea discernământ, trebuie să știe adevărul. Și ar trebui noi, adulții, să știm, să încercăm să descoperim adevărul, pentru că adevărul sunt multe. De fiecare parte este un adevăr. Dar trebuie să vedem acel adevăr de bun simț, de bună morală. Pentru că există, uite, am zis că nu o să vorbim de război. Dar uite, vorbim că ne-e imposibil să nu vorbim. Știți, am spus azi la telefon, uite, tu știi că eu sar de la una la alta, ți-am spus azi la și telefon eu, că de o săptămână nu pot să mai intru pe Facebook. Pentru că sufăr. Și acum să plâng. Sufăr pentru că suferă pământul. Pentru că îl simt că suferă și nu suferă degeaba. Suferă atunci când e nedreptate, când îi se face ceva nedrept. Și nimic nu este drept în ceea ce nici se întâmplă. Niciun război n-are o logică. Exact. Niciun război din lumea asta. Iar puterea asta, îi zic sovietică, crede că are dreptate. Ea crede că are dreptate, că adevărul e de partea ei. Noi toți ceilalți credem că nu are dreptate, că adevărul e de partea noastră. Asta spuneam, adevărul de bun simț este undeva și pe acela trebuie să-l căutăm noi, să-l spunem copiilor. Copiii tăi sunt mai mari. Sunt mari, da. Damian are 23 de ani. Și Cezara are 17. 18, da. Copiii tăi sunt mai mici, îi lași să se uite la televizor și mai ales în aceste zile când vedem toate grozăviile la televizor, bătrâni, copii care plâng și care cer în genunchi să se termine. Copii de 5, 6, 7, 8 ani. Este îngrozitor. Îi lași să se uite? Te-au întrebat? Nu i-am lăsat să se uite. Am încercat să îi țin cât de departe am putut, însă vrei, nu vrei, lumea în care trăim și clar au auzit, aud discutând despre asta, se uită singuri deja, pentru că sunt... E adevărat că sunt mai mici decât ai Corinei, dar sunt destul de mari. Au încercat să înțeleagă. Da, 14 ani, Maria, da? 11 ani și 7 ani, da? Da, au încercat să înțeleagă ce se întâmplă. Ne-au întrebat ce se va întâmpla dacă va începe războiul și la noi. Și atunci am încercat să le explicăm, pentru că cumva cred că asta este datoria fiecărui părinte, să îi liniștească. Am încercat să îi liniștim, le-am explicat foarte clar că indiferent ce s-ar întâmpla, atâta timp cât au părinți, ne vom ocupa și vom avea grijă de ei. Și le-am explicat că acest război, oricum ar fi el, nu este al copiilor, este clar al adulților, este al unor oameni care, exact cum a spus Corina, poate unii au dreptate, poate alții, noi nu avem de unde să știm din punctul meu de vedere, iar Maria a concluzionat, așa a fost să fie și vom trăi ce ne va da Dumnezeu. Ce învățați voi de la copiii voștri? Ce ați învățat? O, Doamne, toată ziua învăț de la ei. La noi este o așa de mare prietenie între noi. De fapt, de mici, de când erau mici, am creat ambientul ăsta în casă de prietenie. Adică noi am tratat cu dar știi că sunt experți
care spun, domnule, părintele nu trebuie să fie prieten cu copilul lui. Trebuie să fie autoritar, să își impună punctul de vedere, să... Hai să spun, nu știu... La tine a dat rezultate această prietenie? Da, a dat rezultate, pentru că nu i-am tratat pe copii, nu i-am răsfățat. I-am iubit, dar nu i-am răsfățat. Îi iubesc permanent, au simțit dragostea asta imensă, dar nu i-am răsfățat. Le-am spus mereu, tu ce părere ai? Cam care? Cum crezi că este bine? Uite, de exemplu, puteau să fumeze amândoi. Și le-am spus, vreți să fumați? Este alegerea voastră. Nu fumează niciunul. Dar le-ai explicat care sunt consecințele fumatului, mama lor, da? A și fumat o perioadă, s-a lăsat după aceea. Și puteau să, de exemplu, bine, m-am lăsat când era Damian foarte, foarte mic, avea 2-3 ani, dar m-am apucat acum vreo 4 ani, de 5 luni m-am lăsat din nou de fumat. La mine a fost un moft acum 4 ani când m-am reapucat de fumat după 17 ani de nefumat. Ei, acum ei ar fi putut să zică, a, dar tu fumezi, am putea să fumăm și noi. Tatăl lor ne fumă niciodată. N-au făcut-o. Ba chiar au zis, da, de ce te-ai apucat de fumat? M-au și certat, mă și ceartă. Și am mereu de învățat de la ei, pentru că nu aș vrea să-i laud acum, n-aș vrea să mă laud. La noi în casă a fost permanent o atmosferă și este în permanență o atmosferă de studiu, de citit, de căutat, de cunoaștere, de fiecare are câte ceva. Fie mea, de exemplu, de la 6 a început să învețe limba coreană singură, că îi place ei limba coreană. Eu sunt cu cititul meu. E foarte frumoasă. Da. Da. Și cu actoria mea, Damian este cu, toți suntem cu muzica, Damian este cu, cu IT-ul lui, deci citește îngrozitor de mult Damian. Mereu a fost atmosfera asta și ei s-au format, ei pe ei înșiși, și așa, pe lângă discuțiile noastre întinse din orice domeniu, observ cum se formează, își formează caracterul și îmi place asta, că au personalitate, că iau hotărâri, că își dau, spuneam despre discernământ, uite, vezi cât de mult îmi lau copiii, ce cioară sunt. Da. Și ce e rău? Nu e rău, dar mi-e drag pentru că pot, ei doi pot, am curaj să-i las, să-și ia zborul, să se ducă, pentru că am curaj în hotărârile și în deciziile lor. Am încredere în deciziile lor, pentru că sunt bune. Și asta se face în momentul în care le ofer copiilor șansa de a ști, de a învăța. Adică asta am crezut noi că e cea mai mare avere pe care o poate avea un om. Cunoașterea. Și asta le dăm lor. Andreea, îi lași... Ce faci seara? Știu că faci enorm, ca și Corina. Doamne, nu știu cum... Cred că pentru tine ziua ar trebui să aibă 72 de ore, nu 24. Probabil că și așa aș umple. Și la cabinet. 72 de ore. Ai fost aici în emisiune și în calitate de voluntar al Crucii Roșii. Ești în Clubul Sor Optimist Internațional Slatina, ai fost și președinte, ai avut niște proiecte extraordinare, ești în continuare, sunteți toți implicați, toți membrii clubului. Faci foarte multe lucruri. Ai făcut parada inimilor și acum când merg prin Slatina văd din loc în loc indicatoarele. Da, și surprinzător este că nu le-a distrus nici vremea. Am fost foarte plăcut și nu le-au distrus nici oamenii. Da, și am văzut promenada inimilor. Am zis parada, de fapt promenada inimilor. Doamne, și m-am întâlnit acolo și cu tine și cu mama ta. Da, au venit și părinții mei atunci. Deci, în familia voastră, familia chiar este importantă. Este foarte importantă. Ce faci când ajungi seara acasă? Ce zic copiii? Mama? Sincer să fiu, nici nu știu ce să fac mai repede. De multe ori există, e adevărat, pentru că consider că nu suntem perfecți, fără doar și poate suntem oameni și sunt convinsă că fiecare dintre noi avem greșeli. Acum contează foarte mult să ni le recunoaștem și să ni le asumăm.
Eu întotdeauna am fost foarte deschisă cu copiii mei. Am învățat de la ei două lecții foarte importante în viață, iubirea și responsabilitatea. Pentru că odată cu apariția lor în viața mea am învățat să iubesc cu adevărat și am învățat să fiu responsabil. În momentul când i-am ținut prima dată în brațe, ți-au dat lacrimile. Da, am realizat că sunt responsabilă de ceva, de ce am realizat doar eu. Și atunci mi-am dat seama că trebuie să devin un om responsabil din ziua aceea. Prima zi a fost în 2008 și apoi din nou în 2009. Ideea este și acum, mai nou, cu apariția lui Alexandru, la fel, de fiecare dată am înțeles cu fiecare copil în parte că trebuie să fim, să fiu foarte responsabilă de tot ceea ce fac și că fiecare lucru pe care îl fac în fiecare zi, fie că este profesie, fie că este o discuție, poate avea repercursiuni asupra lor și atunci trebuie să gândesc de două ori tot ceea ce fac. Este foarte greu când ajung acasă, de cele mai multe ori eu glumesc că mă mai sună eventual poate de la serviciu sau prietenii și mă întreabă ce faci, sunt la al treilea job sau sunt casnică, gata, asta e jobul de gospodină. Dar te-am văzut și în bucătărie, ai niște postări, da. Cred că ți-au furat copiii niște poze așa când nu erai atentă, cu șorțul în față și îmi place, adică ai timp și gătesc pentru asta. Da, îmi place foarte mult să gătesc, îmi place să-i răsfăț atunci când am timp fără discuție. E adevărat că nu am timp mereu, încerc să-i ascult, să văd ce probleme au și să le pregătesc masa uneori, dar nu reușesc de fiecare dată, recunosc. Este timpul lor, practic, seara când ajung acasă și dimineața când îi pregătesc pentru școală, este timpul lor. Este Știu într-adevăr că, cam puțin, dar... Țin minte că te-am invitat odată și mi-ai spus, o să vin... La ce oră o să ajung cu 2 minute înainte pentru că trebuie să o duc pe Maria la... Adică îi implici în activități extrașcolare. Da, da, sunt implicați să amândoi. Să-și dezvolte aptitudinile. Da. Da? Pentru că nu se știe, să zicem că poate o să aleagă medicina, dar să știe să și cânte la pian, nu? Da, la pian, mea, învață? A făcut pian la un moment dat, acum face canto. Andrei este foarte pasionat de medicină. Și cel mic este foarte pasionat de tot ce înseamnă armată. Și ei au fiecare pasiunile lor, noi îi încurajăm pentru că mi se pare foarte normal. Eu am decis să nu-i oblig să facă nimic din ceea ce nu vor. Vreau în fiecare zi să le explic ceea ce este bine și ceea ce este rău și trebuie să-i las să-și aleagă pentru că ceea ce își aleg trebuie să facă cu pasiune. Eu ceea ce fac în fiecare zi fac din pasiune. Și mă gândesc cu groază că există în ziua de astăzi oameni care își fac meseria din obligație. Nu știu cum pot rezista. Adică eu dacă nu făceam ceea ce fac în fiecare zi pentru că îmi doresc și îmi place, nu aș fi rezistat în ritmul ăsta, fără discuție. Adică sunt foarte convinsă de lucrul ăsta. Adică ți-ai dorit să ajungi medic dintotdeauna? Da, mi-am dorit să ajung medic și mi-am dorit să fac și teatru și film în același timp. Mi-închipuiam eu așa că facultatea e foarte ușoară. E adevărat că am vrut să fac medicină generală, am vrut să fac pediatrie și mama mea și-a dorit foarte mult că eu să fac stomatologie și așa am ajuns să fac. Și tocmai de aceea am și ales să fac specializarea în pedodonție, tocmai pentru că eu mi-am dorit să fac pediatrie și... Am zis să îmbin un pic și cu ce mi-am dorit și am ce văzut fac că acum. Am văzut că ești un om foarte organizat. Foarte organizat. Uneori mai de unde ai moștenit asta? Ce rol au jucat? Cât de mult te-au marcat părinții tăi? Se spune despre bunici că sunt cei mai buni părinți. Și tot așa... Da. Un rol foarte important în viața mea ca om și mi-aduc aminte și acum... Nu numai părinții, ci și bunicii. Da. Da. Bunica mamei mele, mama mamei mele, bunica din partea mamei, scuze, pentru mine a însemnat, nu știu, eu o numesc un înger. Deci, pentru mine a fost Dumnezeu pe pământ. A fost un om care m-a învățat foarte multe lucruri. A murit când eu eram foarte... Adică eram elevă de generală, de școală generală. A murit într-un accident de mașină. Îmi spunea multe, îmi povestea multe. Mie îmi treceau așa pe la urechi, copii fiind, mă rog, aveam alte preocupări atunci, însă acum îmi aduc aminte fiecare lucru pe care mi-l spunea. Și întotdeauna a insistat enorm de mult să mă învețe să fiu om.
Și asta încerc și eu să le spun copiilor în fiecare zi, pentru că, vedeți, acum trăim niște zile și o perioadă în care nu mai contează ce funcții avem. Nu mai contează, poate că, mă rog, la un moment dat, în cazul meu ca medic, poate o să conteze, nu știu, poate o să pot ajuta cu ceva. Dar nu mai contează nici ce funcții avem, nici unde lucrăm, nici ce afaceri avem, nici ce case avem, nici ce mașini, nici nimic. Contează omenia. Și, din păcate, poate că în zilele noastre s-a mai uitat din ea. Și eu am încercat să-i învăț pe copiii mei să fie oameni, pentru că bunica mea asta îmi spunea. Deci să ajute tot timpul. Da, nu contează că o să ajungi șef, cum ziceau ei pe vremea respectivă, sau muncitor. Contează că întotdeauna trebuie să nu uiți că ești om. Eu am încercat să fac lucrul ăsta cât de mult am putut. Asta le-am insuflat și copiilor și le insuflu în fiecare zi, pentru că tot la tatăl meu, la fel, a insistat foarte mult în educația mea. Vezi, nu știi niciodată când poți să rămâi singură pe lume. Pentru că nouă ni se poate întâmpla orice, de la un accident de mașină, o boală, orice, trebuie să înveți să te descurci. Și asta am încercat și eu să îi obișnuiesc pe cei mici. Ei au fost nevoiți din cauza programului pe care l-am avut și a vieții mele profesionale, au fost nevoiți să stea foarte mult singuri, să se descurce, să se ajute, să învețe să se descurce unul cu celălalt și nu regret. Cu toate că, adică, poate i-am întrebat dacă vor să se descurce singuri și au spus că da. Și nu cred că am greșit. Pe părinții îi apreciem abia când nu-i mai avem sau când plecăm de lângă ei. Și de fiecare dată când trecem prin niște experiențe, fie negative, fie pozitive, este imposibil să nu ne amintim sau să nu ne întrebăm sau să nu ne amintim ce au făcut sau ce ar fi făcut părinții noștri. Pe tine ce amintire puternică te leagă de părinții tăi și de bunicii tăi? Deci am avut o copilărie absolut fabuloasă. O minunăție de sat. Unde ai copilărie? Tia Mare. Unde? Tia Mare. Da, în sudul județului, da. Bunicii mei au fost, bunica era boieroaică și bunicul colonel doctor, bunicii paterni. Și bunica cu pansion și m-a învățat bunele maniere și m-a învățat limba franceză împreună cu bunicul. Eu voiam să mă duc la joacă, venea și bunica de la Izbiceni, bunica maternă, era bunica cu povești. Și ce seri frumoase, erau nopți frumoase când bunica venea o dată pe săptămână să ne vadă și noaptea era toată cu povești, așa ziceam eu toată noaptea, probabil adormeam după vreo două ore de ascultat povești. Mama mi-a fost învățătoare și cred că mama este cel mai puternic model al meu. Mama trăiește, are 84 de ani, este de o inteligență fantastică, este o minune de om. Cred că iar îmi vine să plâng. Poți să plângi, nu e nicio rușine. Da, plâng pentru că vă simt foarte apropiate și suntem ca la o cafea, ca la un ceai împreună între fete și ne spunem lucruri intime, lucruri frumoase, lucruri vreau să vă pe care le iubim. Trebuie să vă mărturisesc ceva și o fac cu mâna pe inimă. Și Corina și Andreea au zis, dar despre ce vorbim? Și am spus, nu știu, nu chiar, nici nu știu, despre noi, despre viață pur și simplu. Adică nu vreau, sunt atâtea exemple de povești din acestea fardate și simțim atunci când citim sau când vedem la televizor oameni, îi simțim, nu? Când spun adevărul și când mint, da? Da, da, eu în general sunt deci, o mare plângăcioasă. Deci ele habar nu au de între, și pur și simplu dialogul se leagă firesc și nu sunt niște curiozități morbide. Este se spune că cea mai importantă, și eu am spus-o adesea, că cea mai importantă este comunicarea. Poate fi comunicare verbală sau non-verbală.
uneori doar să te privești în ochi și să simți că omul de lângă tine te înțelege, pentru că asemenea, da. Chiar avem nevoie. Avem nevoie de înțelegere. Deci ele nu știu ce întrebări urmează. Nu știu absolut niciuna dintre întrebările pe care cât de cât le-am pregătit în această seară. Eu cred că e foarte frumos ceea ce facem noi acum, chiar dacă ne privesc foarte mulți ochi, și poate ar fi trebuit să știm dinainte, vă voi spune aia, vă voi întreba aia. Și dacă săream peste vreo întrebare. Pentru că vine totul spontan. Da. Da? Și atunci când... Iartă-mă că te-am întrerupt, da. Da. Nu. Da, spuneam că mama este modelul meu cel mai frumos. Este un om extraordinar, de luciditate și de o bunătate și de o dăruire extraordinară. Încerc, poate nu sunt nici a mia parte din ceea ce a fost și este de-a lungul vieții și este acum. Și probabil că de asta am și fost așa cu, sunt așa cu copiii mei prietenă, pentru că ea este prietena mea. Am două prietene, dar mama este cea mai bună prietena mea, și râdem și plângem împreună și asta e minunat. Deși Corina a predat, deci a stat în fața a sute de copii, da, nu? Ai avut în atâția ani multe generații. Și cu ei eram extraordinar de bună prietenă. Și a jucat și a apărut pe scenă. Andreea a apărut într-o reclamă și era atât de naturală într-o reclamă pe posturile naționale, filmată de englezi, adică era o reclamă a unui brand. Da, și echipa de filmare și regia și regizorul erau din Anglia, veniți de la sediu, mă rog, central al firmei respective. Au vrut să te ia chiar acolo la Londra să filmezi, pentru că... Să filmezi acolo, însă nu... Cum a fost experiența asta? Pentru că reclamele au de obicei 20-30 de secunde. Da, a fost o experiență foarte interesantă, a fost o chestie pe care mi-am dorit-o foarte mult, pentru că, după cum vă spuneam mai devreme, atunci când eram elevă de liceu, îmi doream foarte mult să fac ATF-ul, dar, mă rog, eu credeam că facultatea de medicină e mai ușoară, așa, și că o să pot să le fac pe amândouă, bineînțeles că n-am avut nicio șansă. Și atunci mi-am dorit foarte mult să realizez și visul ăsta. Au venit, mă rog, un reprezentant medical la noi în cabinet și m-a întrebat, mi-au spus că fac un casting, firma respectivă, cu medici stomatologi, tocmai pentru că își doreau să fac această reclamă nu cu actori, ci chiar cu medici stomatologi. Am participat la casting, nu am fost selectată. După câțiva, 2 ani, cred, a venit din nou și mi-a spus, se reface, expiră contractul vechi și se reface reclama, nu vreți să mai mergeți odată? Zic, hai, bine, am trimis ce a trebuit. Mă rog, și am ajuns până la primii 3 și am trebuit să merg la București să filmez. Am filmat 3 colegi din toată țara. Și pentru 30 de secunde ai filmat o oră și... Am filmat aproape 2 ore, da? Oricum, la fel, am avut emoții foarte mari, pentru că am crezut că trebuie să învăț, să spun ceva anume și poate mă încurc, poate nu. Ei au mers foarte mult pe spontaneitate. Naturalețe, da. Îmi puneau exact ca și când actori vin la tine, îmi puneau câteva întrebări, eu m-am apucat să vorbesc și au tăiat, au selectat ce au avut nevoie. Imediat după ce am terminat prima oră de filmări, mi-au spus trebuie să mai rămâi, că trebuie să mai filmăm o dată. Și am fost atât de dezamăgită și m-au văzut că m-am... Credeai că te vor respinge. Crispată, da? Și atunci mi-au spus nu, te mai oprim pentru că te-am selectat și trebuie să filmăm până la capăt. Știi de ce am spus, am adus în discuție această secvență din viața ta, pentru că de fiecare dată când vii la emisiune, tu care ești implicată în atâtea proiecte, cu oameni, pentru oameni, ai emoții. Mereu spui, da. am emoții. Eu cred că, de fapt, asta te ajută foarte mult, așa este? Da. Și știi ce întrebare urmează? Nici nu vă gândiți. Da. Ai fi vrut să fii bărbat? Nu.
Nu, cu toate că... Știi că femeile, sunt multe femei care se gândesc, ce bărbații ei hotărăsc, ei decizi soarta lumii, bărbații chinuiesc femeile, bărbații... Nu, nu aș fi vrut. Am avut foarte multe provocări de-a lungul vieții până la vârsta asta și poate că uneori mi-aș fi dorit să nu le am sau alte ori, oricum au fost ca o experiență pentru mine, însă și a fost nevoie în unele situații să mă comport ca un bărbat sau să acționez, adică să fac lucruri pe care poate o femeie nu ar fi trebuit să le facă, mărunte, nu contează. Ideea este că nu aș dori să-mi schimb viața pentru nimic în lume, pentru că fiecare experiență pe care am, fiecare situație pe care am trăit-o s-a transformat pentru mine într-o experiență. Și cred cu tărie că doar datorită acestor experiențe am ajuns omul care sunt astăzi. Corina, te așteptai la întrebarea asta? Nu mă așteptam, da, să știi, dar ți-ai pus această întrebare vreodată? Chiar voiam să stau la rând cu minte, dar neapărat să răspund și eu. Eu aș fi vrut altceva. Eu aș fi vrut, la un moment dat, deci femeie fiind sau fată fiind, femeie fiind, să omul să poată să fie un an femeie, un an bărbat, eu de exemplu, aș fi vrut să fiu, sau măcar o lună, să fiu și bărbat, să văd, pentru că la un moment dat mă enervam pe bărbați. Ca să înțelegi femeile? Să văd cum un bărbat cum suferă, un bărbat cum iubește, pentru că știam cum iubesc eu, știam cum sufer eu, știam cum mă comport eu, vreau să văd, să experimentez chestia asta din unghiul lor de vedere, din punctul unui bărbat de vedere. Cum aș putea, de exemplu, știam cum aș putea iubi un băiat sau un bărbat. Da, un bărbat, cum iubește o fată? Deci aveam crânteli din ăsta, da, așa. Deci eu te-am surprins cu întrebarea, tu m-ai surprins cu răspunsul. Da, pentru că... Dar ar fi o experiență... Da, mi-ar fi plăcut experiența asta. Da, să pot fi o perioadă, pe urmă să mă întorc în... Sau să putem alege, ar fi și asta. Ce ți-ar plăcea să fii mai mult în femeie sau ți-ar plăcea să fii bărbat? Pentru ca, nu, deci nu vreau să intru în chestia aia cu transgenderii, cu transexualii. Nu, chiar nu are nicio legătură. Dar mi-ar fi plăcut experiența asta să văd, dar total bărbat să fiu, total femeie să revin sau, mă rog, da? Să văd cum e și așa. Pentru că știi că discutam când am fost, ne-am întâlnit la vernisaj la domnul Sever Mitrache, săptămâna trecută. Da. Discutam la un moment dat despre ce vor femeile, ce își doresc femeile. Și apropo și de filmul cu Mel Gibson, mă rog, o comedie, dar mai mult decât o comedie, da. Da, și eu am trecut dincolo de comedia respectivă și de asta, clar că de multe ori mi-am pus întrebarea asta. De fapt au tratat cu umor niște actori foarte mari, da, foarte talentați. Da, da. Lucruri foarte foarte lucruri profunde, da, și existențiale, de fapt. Da, și lucruri absolut veridice, că la fiecare om se poate întâmpla asta sau asta sau asta, și poate dori aia sau aia sau aia. Dar femeile, am stat și m-am gândit foarte, foarte mult, așa, zic, frate, eu și în ceea ce scriu tratez lucrurile astea, eu nu pot să spun că sunt o femeie, dar pot să spun că sunt 1000 de femei în mine. Cum și în tine sunt 1000 de femei, cum și în Andreea sunt 1000 de femei, pentru că și fiecare vrea altceva. Păi și atunci... Da. Să-i mai condamnăm pe bărbați că nu înțeleg femeile? Absolut deloc, pentru că nici noi nu le înțelegem. Da. Ca și mine ați trecut printr-un divorț. Ți-ai găsit, Andreea, sufletul pereche? Eu zic că da. Mă bucur să aud asta. A fost o experiență pe care nu cred că ne-o doream niciuna dintre noi. Să știți că nu... au fost de acord și Corina și Andreea să discutăm și despre... Da, nu este, din punctul meu de vedere, oricum... Divorțurile din viața noastră. Da, exact. Toată lumea știe lucrul ăsta și o chestie pe care nu o poți ascunde și nu e...
Acum, pentru că trec foarte mulți oameni și acum exact, statistic vorbind la rece, trec în ultimii 2 ani de când cu pandemia, de când oamenii au fost obligați să stea mai mult celălalt, așa, da. S-au ciocnit mai rău și a crescut rata divorțurilor și oamenii învață din... Este o experiență pe care nu credeam că o să trăiesc, pentru și prin prisma faptului că existau și copii și dar a fost și această întâmplare s-a transformat tot într-o experiență. Hai să lăsăm răspunsul după pauza de publicitate, iată cum trece timpul. Ne rămâneți pe OLTV, revenim în câteva minute. Ce emisiune frumoasă, Imperfectul Feminin, povești adevărate. Nu-i așa? Este o emisiune tare frumoasă în seara asta. Corina, rămăsesem la sufletul pereche. Este Andreea. Atât Andreea, iartă-mă. Și eu sunt emoționată. Da. Discutam despre momentul divorțului și despre sufletul pereche. Probabil că eu cred foarte mult în Dumnezeu, lucru insuflat de bunica mea, tot ce a însemnat credință și a fost insuflat de dumnea ei. Eu cred foarte mult în Dumnezeu și cred foarte mult că fiecare dintre noi avem un drum și că indiferent cât încerci să te abați sau încerci să cauți ceva, nu o să găsești pentru că tot acolo vei ajunge. Repet, este convingerea mea, poate că sunt condamnată sau nu. De ce mai mult decât niște fluturi în stomac, e un semn divin, da? Eu cred că fiecare dintre noi avem un drum în viață. Și indiferent cât ne-am opune sau cât am căuta altceva, ajungem tot în acel punct. Consider, exact cum am spus și mai devreme, că fiecare poveste și întâmplare din viața mea m-a adus aici unde sunt astăzi. Cred că totul s-a întâmplat tot cu un scop și sunt convinsă că fiecare dintre noi primim la un moment dat ceea ce merităm. Eu caut o poezie a Corinei și am găsit-o. Adică, de câte ori se închide telefonul, o pierd, dar am găsit-o. Nu ți-am spus ce poezie este. Și după ce o să citesc poezia asta, poezia ta, tu scrii, adică ce spune prietenul tău din Cristian Grecia. Cristian Săileanu, da, cred că la el te referi. Da? Da, scriitorul, prozatorul Corina, Cristian Săileanu. Corina, cred că o să câștige Nobelul pentru literatură într-o zi. Îți aduc un coniac pentru gânduri. De jazz. E tandră mansardam. E o seară de joi fără ziduri, de teamă în noi, celibatari, monogami. E un vânt gri la fereastră. Cineva l-a aruncat printre blocuri. Tu îmi spui, în oraș dumneavoastră sunteți o toamnă pe tocuri. V-am văzut cum atingeți un arbor și fluturi de frunze se prefac în topaz. Eu tac. Mi-am florit un mac în obraz, vântul la geam râde în jocuri și mă apropii de tine. Mă întreb, or să te privesc printre note de jazz. Dar e atât de drag și cald înăuntru, de parcă am fi albastru topit. O să bem un sărut la început pentru prea tristul timp până acum neiubit. Vom fi o încăpere de dragoste, o lume de-apoi a raiului dublu, ne vom spune din trup o poveste, într-o joi tu mă afli, te aflu, îți aduc un coniac lângă ceea ce este. Corina Dașoveanu. Poză, azi, foarte azi, scurt, foarte scurt, albastru, foarte albastru. Ai putea să muți poezia seara asta cu coniac și cu o încăpere de dragoste într-o miercuri? Da. Și ce este albastrul în viața ta? Albastru... Și ce este sufletul pereche? Da.
Eu nu o să-i spun suflet pereche, o să-i spun spirit. Spirit al meu. Am trecut printr-un divorț și eu. Vezi, ne spunem povești aici frumoase. Pentru că, până la urmă, divorțul nu este neapărat o calamitate. Nu este un dezastru. E poate o chestie care trebuia să se întâmple. Și poate nu toate perechile din lume au parte de divorțuri urâte, scandaloase, violente. Se întâmplă uneori, oamenii inteligenți să înțeleagă că nu mai merge. Și poate că dacă stau împreună, îmbătrâne singuri. Și iată că s-a întâmplat. Și la mine, deși nimeni n-ar fi crezut, poate nici noi n-am fi crezut, dar s-a întâmplat. Copiii noștri ne spun, amândurora, mami, tati, de când ați divorțat, ați în tinerii 15 ani. Pentru că ne-am recreat fiecare. Ne-am regăsit pe noi înșine, pur și simplu suntem mai frumoși, separat. Dar noi ne înțelegem foarte bine și acum, după 4 ani și ceva. Ați rămas prieteni. Am rămas buni prieteni și a contat foarte mult faptul că și de-a lungul căsniciei și acum ne-am respectat foarte mult și ne-am admirat unul pe altul foarte mult. Dar trebuie să existe dragoste. Și atunci când spui suflet pereche, presupui că există și această dragoste. Ei, eu mi-am găsit această dragoste. Poate o să dezamăgesc acum spunând că această dragoste la mine e poezia, e actoria, e albastru, e joi. Lucrurile astea sunt chestiile care alcătuiesc spiritul ăla al meu pereche. Acum, poate se va întâmpla altceva. Poate că acea putere extraordinară care ne-a creat pe toți îmi va oferi o surpriză în viitor. Ești fericită? De dragoste, da. Da. Sunt nefericită atunci când suferă ceilalți. Eu însă, în mine, sunt un om foarte sănătos și foarte fericit. Dar suferința mea vine... Că, știi cum e la femei? Suferința vine... poate cred că noi și căutăm uneori suferința și încercăm să-i fim sclave suferinței. Dar tot femeia, tot aia din noi sau acele femei din noi devin dintr-o dată așa împărătese că găsesc așa un mic motiv de fericire. Și dintr-o dată devenim din sclavele acele ale suferinței împărătesele fericirii. Din temir ce? Din cele mai simple motive. Așa-s femeile. Și de-aia cred că ne și iubesc bărbații. Și pentru că tot veni vorba despre bărbați, nu putem fără ei, da? Andreea, ce admiri la un bărbat? Ce prețuiești la un bărbat? Caracterul, în primul rând, inteligența, omenia, pentru că din toate astea cred că rezultă celelalte. Un om care nu are un caracter, un om care nu este foarte stăpân pe el, un om care nu știe cine este el, nu are cum să respecte omul de lângă el. Cred că ai spus lucrul esențial acum. Un om care nu știe cine este el. Da. Un om care nu știe cine este el, atunci nu are cum să înțeleagă pe ceilalți și nu are cum să-l înțeleagă pe cel de lângă. Da. Asta apreciez și am apreciat întotdeauna. Corina, îmi displace să spun, pun o întrebare și adresez o întrebare și răspunde Corina, hai la rând, răspunde Andreea, hai la rând, da, Corina. Da, Corina. Corina, da, acum așa s-a nimerit. Da, ideea este că vreau neapărat să răspund, pentru că Andreea a spus foarte bine ce a spus. Eu apreciez în plus, da, cred că și ea, dar poate a uitat da, un probabil. Pic, pe lângă ce a spus ea, apreciez, și o să mai spun câteva după aia, dar în primul rând apreciez tandrețea la un bărbat. Și simțul umorului, nu? Asta urma. Și, deci, pe lângă tandrețea și politețea și cavalerismul, deci așa de mult îmi place un bărbat care e cavaler, care are bune maniere și care sunt foarte tandru. Da. Toate sunt, dar și, eu zic... Și legate oricum. Și autoironia la un și bărbat. Zic că simțul, și simțul umorului. Dacă da. N-ai simțul umorului și nu ai puterea de autoironie,
Nu ești un om inteligent. Exact, da? exact. Toate astea trebuie așa, uite așa să se facă. Cum toate astea trebuie să facă și la o femeie. Corect. Da. Sunteți puternice, dar nu neapărat invincibile. Este o vorbă clasică și o să o repet cu riscul de a folosi un clișeu acum. Nu contează cum ajungi la pământ, contează cum te ridici. Ce te face pe tine, Corina, mai puternică? Cum faci față emoțiilor? Și care este cea mai puternică emoție pe care ai trăit-o când ai simțit că pur și simplu te dezintegrezi? Că nu mai poți? Că nu mai poți? Da, eu am zis că eu cred că am o genă extraordinar de optimistă. În gena mea așa, o tonă de optimism. Poate și de-aia de multe ori mă prăbușesc, dar ceea ce mă ridică pe mine este autocunoașterea. Mă știu, mă cunosc și în același timp îmi ofer surprize. Îmi place chestia asta, jocul ăsta interior al meu, să mă știu și să nu mă știu. Și când văd că nu mă știu, atunci înseamnă că am început să cad. Și pentru că mă știu puternică și că pentru că mă știu capabilă să mă depășesc, să fiu mai bună decât am fost cu un minut înainte, asta fac, mă ridic. Ți-am spus puțin mai înainte că sunt extraordinar de plângăcioasă și din cele mai banale motive pe mine mă pleznește plânsul. Îmi place extraordinar de mult să plâng de fericire. Și asta mi se întâmplă de multe ori, de mult mai multe ori. Plâng de fericire și de plăcerea lucrului pe care îl admir. De un copac. Pentru un copac plâng când îl văd atât de frumos. Pentru o floare pe care o primesc. Am fotografiat acum vreo două zile un ghiocel. Am pus telefonul în pământ și l-am fotografiat. După aia m-a pomenit plânsul de frumusețea lui. Cam așa sunt și cu atâtea trăiri sus, jos, stânga, dreapta, fac ceva, cred că eu mă construiesc permanent, dar nu mă construiesc în jos, mă construiesc așa în sus. Ajungi la un moment în care realizezi că nu te aștept cu nimic ce să fii jos. Ce faci când te prăbușești? Asta vreau să zic, dar nu realizezi că, ok, sunt jos. Cred că fiecare dintre noi, oricât am fi de puternici, avem momente în care simți că nu mai poți, din N motive, nu stăm să le enumerăm acum, dar... Stresul este copleșitor uneori. Exact. Da. Și tot atunci stai și te gândești, ok, și ce fac dacă sunt jos? Că oricum nu mă ajută cu nimic. Până la urmă tot trebuie să mă ridic. Și asta cred că te face mai puternic. Pentru că eu nu cred că există, rămân la părerea mea, poate mă contraziceți voi, eu nu cred că există pe lumea asta vreo femeie puternică care să nu fie foarte sensibilă. Nu există. Pentru că se adună. Toate momentele astea în care trebuie să fii puternică își pun amprenta asupra ta și automat că în spatele oricărei femei puternice există un suflet foarte sensibil. Și ajungi la un moment dat în care clachezi și stai și tragi linie. Ce fac acum? Rămân jos și s-a ales praful de tot ce am făcut până acum? Rămân jos și copiii mei se uită la mine și cei din jur și se miră și se întreabă, ok, ce e asta? Unde e omul pe care îl știam și așa? Și pentru tine ca om, realizezi că dacă nu te ridici și nu iei de la capăt, oricum dar, nu rezolvi absolut nimic. Andreea, dar poți singură? Sau, pentru că uneori în noi orgoliul este într-un om puternic și sensibil în același timp, orgoliul este puternic. Da, și zicem că putem singuri să ne ridicăm. Nu. Dar ajungem la un moment dat la concluzia, nu știu, eu am ajuns la un moment dat la concluzia, când am simțit efectiv că mă lasă puterile din toate punctele de vedere și atunci am cerut ajutorul. Cereți ajutorul atunci când nu mai puteți? Da, fără discuție. Fără niciun fel de pentru că jenă. Orgoliu nu este altceva decât îmbătare cu apă rece, din punctul meu de vedere, mă rog, nu știu dacă expresia e, dar asta este. Te îmbeți cu apă rece atât timp cât ești orgolios. Cred că suntem creați, apropo că asta spunea și Corina mai devreme, suntem creați să nu trăim singuri. Suntem creați să trăim în societate, suntem creați să trăim în relații de serviciu, suntem creați să trăim femeie cu bărbat, da? Într-o familie, într-un cuplu, în ce, mă rog. Deci suntem clar creați să trăim împreună, în grupuri.
în orice domeniu sau în orice situație a noastră socială, ca oameni, clar trăim în grup. Și atunci, adică mai mult nu poți să trăiești singular, unic. Tu ești fericită? Da, sunt fericită. Mă bucur să vă aud și știu că o spuneți cu sinceritate, mai ales în această perioadă când atâta lume este copleșită și nefericită. Dar nu vreau să par egoistă când am spus că sunt fericită, pentru că și eu sufăr foarte mult și, mă rog, îmi pare foarte rău de tot ce se întâmplă în jur. Dar întrebarea a fost eu cu mine, da? Asta este cel mai important, pentru că oricât am vrea să zicem sau ar minimaliza unii rolul femeii, trebuie să recunoască faptul că femeia joacă un rol extrem de important, extrem de important. Ai în față, Corina, volumul Sânge-mă. Da. Și ai ales aceeași poezie pe care am ales-o și eu? Nu. Dar până la urmă muți ziua de joi, miercuri, sau trebuie să rămână joi? Rămâne joi, pentru că joia este un fel de înger al zilelor mele. Deci este ziua în care am orăcăit la lumea asta prima oară pe acest pământ numit România. Jupiter este planeta ta. E planeta mea foarte puternică, care mă guvernează, da. Deci iată-mă, și săgetător, și născută într-o joi, și într-o zi de 4, și la ora 4. Deci de-aia sunt eu atât de legată de și apare ca un leitmotiv și 4 și joi în poezia mea. Da, și albastru foarte mult. Albastru e, eu nu prea sunt cu zodiile așa și nu mă cu horoscoape, nu sunt deloc chiar cu zodiile și cu horoscoapele, dar am remarcat că săgetătorul are aceste chestii, e guvernat de Jupiter și are albastru culoare preferată, întâmplător ale mele preferate dinainte de a ști eu așa ceva. Vreau o poezie. Gata. Am ales în pauză o poezie, știind că vrei să citesc o poezie, și am zis, nu o să citesc un poem de dragoste, nu o să citesc un poem despre femeie, o să citesc un poem care, bineînțeles, nu are titlu, și începe așa. Uneori, de fapt zilnic, mai urc pe la Dumnezeu în podul raiului, sus, printre vechituri de ceruri, stă lângă un gard pe o bancă de lemn și vorbi, fumăm milenii de tutun cât vorbim, nu mai știu niciodată despre ce, uit, știu doar că îmi rămâne în gură un gust de filozofie țărănească. Dumnezeu e țăran de la mine din sat. Seamănă la mâini cu brâncuși sau cu moromete. În fiecare iarnă e bătrân și mă pune să-i mătur bătătura de veșnicii. Voi credeți că ninge? În rest e bine. Mă așteaptă la fiecare gând să-i plâng în palme. Când îi e sete, noaptea, Dumnezeu bea lacrimi. Îți mulțumesc, Corina, îți mulțumesc, Andreea. Cu dragoste. Nici nu știam că s-a terminat emisiunea, de fapt s-a terminat de câteva minute. Mulțumesc, Robert, pentru că ne-ai mai acordat câteva minute. Vă mulțumesc, oameni buni. Sper că v-a plăcut emisiunea din această seară. Să ne revedem sănătoși săptămâna. Și pace, multă pace. Da, și exact așa voiam să spun și eu, să fie pace. Toate cele bune. Veți revedea această emisiune sâmbătă la ora 18. O veți găsi și pe site-ul televiziunii Olt TV. Să auzim numai de bine!